Salut! Iar zâmbește că zgârie aparatul, nu e bine dispusă. Spune-mi, te rog frumos, Adina, ce este mai important pentru tine? Un regim sau un stil de viață sănătos? Pentru mine personal este foarte important un 90-60-90, mai ales suntem în iunie și nu avem unii, alții. Alții. Da, asta este. Și de câte ori pe săptămână gătești? De cel mult 2 ori. La numărul de telefon? Nu, la numărul de telefon gătesc de 3 ori pe săptămână. Și nu e neapărat vina mea, adică nu sunt întotdeauna eu, deci m-am scos. Și ce faci cu mâncarea după ce o gătești? Încerc să gătesc porții cât de cât exacte, astfel încât să mă satur și să nici nu arunc, pentru că na, nici n-am unde să depozitez. Și pisica nu mănâncă paste. Este foarte important să nu risipim mâncarea. Așa că dacă te interesează acest topic, în această emisiune vei afla mai multe despre acest subiect. Așa cum v-am spus, pe data de 6 iunie, în cadrul Festivalului de Film din Transilvania, pe scurt timp, puteți urmări un documentar care a câștigat un premiu Emmy în 2018, care se numește Risipa de Alimente. Și pe lângă asta, după eveniment, mâncare. Bineînțeles, alimente, dacă toți suntem pe alimente. Cine va fi preparat de către șef Florin Dumitrescu, așa că nu ratați acest eveniment. Eu știu că a venit vara, în momentul în care se anunță petrecerile la un moment dat în parc. Acesta va avea loc din 7 până 9 iunie în Parcul Poporului, iar organizatorii vă pun la dispoziție teatru, film, artă, DJ, muzică din toate genurile. Mâncare, bineînțeles. Deci și haide simplu, de la Harababura Store. Sau așa. Pur și simplu ia-ți păturica și merge acolo și bucură-te de tot ce se pune la dispoziție. Mergem și noi? Aduci păturica? N-am păturică, aduc cu plapuma. Aduc plapuma, mai bine. Eu încă dorm cu plapuma. Vorba bine, vara bine și la Cluj-Napoca, pe data de 6-9 iunie, va avea loc un festival al creatorilor de bere. Beer Crafting Festival. Așa că dacă ești consumatoare de bere și mâncare, evident, o să ai parte de niște delicii apetisante. Adică 90-60-90. Unde ingredientul principal este bere. Bere, mâncare, în fine. Bere, mâncare, burtă mare. În timpul săptămânii joi, după lucru, vă puteți bucura de un spectacol, Basme de Foc, alături de Peregrini și Deep Six Project, în Piața Unirii Piață, care a scris istorie în urmă cu un secol. Deci fiți acolo, dacă vrei, mergem și noi after work. Ne mai destresăm. Îl luăm și pe Dragoș de Dansă. Da. În fața camelor nu vrea să vină, dar poate vine cu noi la un spectacol. Dacă te-ai săturat de bere, de mâncare, pe data niciodată! Pe data de 7 iunie ai ocazia să dai kilogramele jos la Daydreaming, unde poți dansa pe ritmuri techno. Știai, Adina, că dacă mănânci un picioare, kilogramele nu se mai pun aici, ci se pun mai jos? Dar știai că dacă mănânci în picioare, intră mai mult? Asta nu știam. Fiecare de ce e interesat acum. Din 6 până în 26 iunie va avea loc expoziția de fotojurnalism globală, care... Ce faci? Vreau să particip și eu la festival. Și cu siguranță am să câștig. Vă mulțumesc! O expoziție globală care a fost în mai mult de 45 de țări și care a avut peste 4,5 milioane de vizitatori la fiecare ediție. Expoziția va putea fi vizitată de marți până duminică, din 6 până în 26 iunie, la Muzeul Artelor din Timișoara. Prea multe informații, trebuie să vreau să vă spun tot odată, vreau să vă dau cât mai multe informații și toate odată și mă grăbesc și Muzeul Artelor din Timișoara. Eu sunt Roxana, ea este Adina. Dacă v-a plăcut de noi, like, dacă vreți să ne mai vedeți, share și dacă vreți să ne susțineți, subscribe. Dacă ați ajuns la evenimente mișto, nu uitați să ne trimiteți poze pentru a putea fi publicate în emisiune. Sper că ați fost foarte activi. Și pe ploaie, și pe soare, și pe vânt, și poate și zăpadă. Sper că ați fost. Pa.